Sute de elevi din tot județul Vaslui și vor demonstra talentul pe scena Casei de Cultură Constantin Tănase în cadrul festivalului Ritmurile Tinereții. Sărbătoarea, cântecul și voia bună vor dezmorți Casa de Cultură Constantin Tănase din Vaslui, odată cu derularea festivalului Ritmurile Tinereții, dedicat elevilor și preșcolarilor de toate vârstele. Sute de copii din toate colțurile județului se vor aduna în incinta instituției pentru a demonstra cât sunt de talentați. Cei mici vor intra în concurs vineri începând cu ora 9. Iar elevii de gimnaziu și liceienii vor concura sâmbătă. Până la ora actuală avem în jur de 106 formații înscrise. Surpriza e că ne-a venit și din zona Iașului, chiar de la Casa Studenților din Iași și din Comuna Bălțați Iași. Și avem din mai multe zone, chiar de la țară, de pe Valea Prutului, avem Luncabanului, avem de la Bârlați, Zorleni, Berezeniu, Fereștiu, Laza, Bogdana, din Huș avem iară foarte multe formații de la școala Sadoveanu, Huș. În cele două zile ale festivalului, concurenții vor veni în fața juriului cu dans popular, clasic, modern, aerobic, țigănesc, oriental, latino, iar alții vor aborda stilurile rock and roll și hip-hop. Alături de Casa de Cultură, la organizarea evenimentului, mai contribuie Primăria Vaslui, Inspectoratul Școlar Județean și Asociația Județeană Sportul pentru Toți.